Hei dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Alexandra pentru cei care nu mă cunoașteți. Iar astăzi, după cum bine vedeți în titlu, vreau să vorbim despre cum curățăm pensulele de make-up. Pentru că multă lume mă întreabă chestia asta, chiar cliente de ale mele. Așadar, pe lângă pensulele de make-up, în care o să intrăm imediat, avem și bureței de make-up cu care ne aplicăm de obicei fondul de ten. Pe aceea, evident, ar trebui să îi spălăm. Părerea mea este în felul următor. Chiar dacă ne machiem doar pe noi, este super important să ne dezinfectăm și să ne spălăm foarte bine și degresăm pensulele și burețelul de make-up pentru că au contact direct cu fața. Gândiți-vă că bureței aceștia, dacă nu-i spălăm, nu-i dezinfectăm sau nu-i înlocuim la timp, sunt ca și bureții aceia de la chiuvetă cu care spălăm vase sau cu cei cu care ne spălăm pe corp, care după o anumită folosire, mai ales stând umezi, stând cu gel de duș sau cu detergent sau alte chestii în ei, devin scârboși, se strâng bacterii și așa mai departe. Gândiți-vă că una e un burete de duș sau un burete de vase și alta este o pensulă sau un burete pe care îl aplicăm pe față. După aia nu știm de ce ne trezim cu tot felul de alergii, coșulețe, bubițe și așa mai departe. Așadar, este super important, chiar dacă facem treaba asta doar pentru noi, să le spălăm și să le dezinfectăm, atât pensulele cât și bureței. Așadar, hai să împărțim în primul rând pensulele în două categorii mari. Avem pensulele din păr natural și pensulele din păr sintetic. Pensulele din păr natural sunt de obicei mai sensibile, se numesc din păr natural pentru că sunt făcute efectiv din diverse tipuri de păr natural, de veveriță, de ponei. De obicei acest gen de pensule din păr natural le folosim la blending, adică la punerea nuanțelor pe pleoapă, la amestecarea lor, îmbinarea lor și așa mai departe. Cu acelea trebuie să avem o grijă deosebită, adică nu le putem băga în alcool sau în alte lucruri, pentru că, la fel ca părul nostru, în momentul în care îl agresăm sau așa mai departe, vă dați seama că se ciufulește. Exact ca și când mergem, de exemplu, și ne decolorăm părul sau punem substanțe din astea care îl pot deteriora, la fel se poate întâmpla și cu pensulele din păr natural să se distrugă, la fel cum se distruge și părul nostru sau rădăcinile. Așadar, cu ele trebuie să avem o grijă deosebită. Iar apoi, dacă vorbim despre pensulele din păr sintetic, vedeți că ele sunt din astea de obicei mai mari, chiar și pensulele de genul acesta, așa plate, pe care le folosim să punem, de exemplu, anticearcă, acel lipici de pigment pe pleoapă. Mă rog, avem o grămadă de pensule, iar diferența dintre pensulele din păr natural și cele sintetice, în primul rând, este prețul, adică, clar, cele din păr natural sunt mai scumpe și, de obicei, dacă vă uitați în momentul în care le cumpărați, de obicei se cumpără individual. Evident, există și seturi, dar de obicei sunt undeva mai scumpe, undeva peste 100 și ceva de lei, peste 200 de lei, undeva la vreo 4-5 pensule. Dar evident, există și câte 100 de lei pensule, așa mai departe, acum eu v-am dat așa o medie. Iar celelalte, de obicei sintetice, sunt mult mai ieftine. Poate vă luați un set din ăla cu o grămadă de pensule, nu știu, 20 de pensule cu 100 de lei sau ceva de genul. Deci cam acolo vă dați seama de diferență și evident scrie pe site în momentul în care vi le achiziționați. Acum, dacă vorbim despre pensulele din păr sintetic, evident ele sunt ceva mai rezistente la tot felul de chestii, adică le putem spăla, le putem dezinfecta, le putem băga și în alcool izopropilic sau în dezinfectant și ele nu o să se distrugă la fel de tare. Dar, în ceea ce privește distrugerea pensulelor, indiferent că sunt din păr natural sau din păr sintetic, problema vine de undeva de aici, de la mâner, de unde intră părul acesta în coada de la pensulă, pentru că acolo este un fel de lipici care ține părul acolo și ăla, în momentul în care se deteriorează, începe să pice din păr. La cele din păr natural o să vedeți că efectiv încep să se rupă firele, ca și cum ni s-ar rupe nouă vârfurile, așa, ne pică bucăți. Cam așa se întâmplă și cu pensulele din păr natural. Adică eu asta am observat. În momentul în care noi le spălăm, trebuie să avem mare grijă să nu le lăsăm bine, cum fac și eu de obicei, dar, mă rog, eu vă zic ce să faceți voi, nu ce fac eu. Să aveți mare grijă în momentul în care le spălați, să nu le lăsați toate în chiuvetă, pentru că în momentul în care curge o grămadă de apă acolo, în special apă caldă, nu o să le placă la niciuna dintre ele, indiferent de păr, treaba asta, adică o să se moaie lipiciul ăla și o să înceapă să vă pice părul și nu o să știți de ce. Apoi, când vorbim despre spălarea pensulilor, probabil că ați văzut o grămadă de soluții minune pentru pensule și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, vă zic sincer, ce am testat până acum, ori mi s-au părut foarte scumpe, s-au terminat foarte repede, nu mi s-au părut să degreseze extrem de bine pensulele și le găseam doar în magazine specializate, adică trebuia să mă duc de fiecare dată până în Lotus, în DM sau nu știu unde ca să-mi cumpăr soluțiile respective, așadar mi-am găsit o variantă mult mai ușoară. Odată mi se pare că nu am avut cu ce să le spăl, trebuia neapărat să le spăl și
M-am gândit eu să caut ceva văscos. În primul rând am încercat să le spăl cu fairy, cu purmi, mi s-au părut că le usucă foarte tare, ceea ce se întâmplă și cu mâinile mele în momentul în care spăl vase, că mi se usucă pielea foarte tare. Apoi am încercat să le spăl cu detergent de haine din ăsta mai cremos și atunci mi-am dat seama că funcționează detergentul de haine. Dar am testat mai multe variante și sincer, dintre toate variantele pe care le-am încercat, Formil de la Lidl mi se pare the best. Deci pur și simplu cred că la toată lumea la care am spus de produsul ăsta, care m-au întrebat așa fizic, băi, cu ce speli pensulele, și au încercat varianta asta, mi-au zis că e genial. Eu îl folosesc pe acesta, să vă și arăt. Mai este și o variantă cu verde, dar neapărat să vedeți să scrie pe el super concentrat. Și o treabă din asta, nu știu cât, era undeva la vreo 13-14 lei, acum cred că s-a scumpit, cred că e 15 sau nu știu exact. Dar ideea e că degresează, deci genial. Mai ales aici vorbesc despre pensulele cu fond de ten, cu bureței, care sunt super așa încărcați cu produs, uleioși, lipicioși. Și credeți-mă pe cuvânt, le degresează perfect. Și ce fac eu? Mai am un truc, stați așa. Am o treabă din asta. Știu că arată super jegoasă, ignorați-o, dar e pătată. Pur și simplu am încercat să o curăț cu Cif, cu Domestos și efectiv nu iese din ea. Pentru că s-a pătat cu tot felul de chestii, ai o chestie din silicon. O să comand alta oricum, dar ideea e că e curată, doar că așa arată ea în momentul în care o tot folosești ani de zile cum o folosesc eu. El e de fapt un fluturaș care are niște ventuze pe spate și se lipește de marginea de la chiuvet, acolo exact unde curge apa. Și dacă vă uitați cu atenție, are diverse forme. Aici niște punctulețe din astea tip inimioară, aici niște dungi, aici niște linii. Și zona asta, de exemplu, eu o folosesc ca să-mi spăl pensulele de tuș, pensulele de sprâncene. Pensulele alea, știți voi, care sunt destul de sensibile, pe care nu le poți freca ori și cum, pentru că se deteriorează, încep să se ciufulească și nu ne mai putem trasa linia de tuș sau să ne facem fire în sprâncene. Așadar, eu mi-am cumpărat genul ăsta de treabă de pe AliExpress, dar o să vă caut link-uri, ori o să vă las în descriere, ori în comentarii. Poate găsesc și pe Shein, nu știu, sincer, în magazin nu cred că am văzut nicăieri, nu știu, poate la Jumbo să existe genul ăsta sau la Avon am mai văzut, dar era o treabă din aia ce ți-o băgai pe mână, aia sincer nu mi s-a părut utilă, că am încercat-o, dar asta e genială, credeți-mă pe cuvânt, chiar merită, nu neapărat, mai face figuri câteodată că nu se lipește mereu de chiuvetă, dar oricum nu mă deranjează treaba asta. Și cum spăl eu pensulele? Îmi iau un recipient, un pahar sau, mă rog, în ceva în ce să-mi pun detergentul ăsta Formil, trec pensulele prin apă călduță, evident să aveți grijă să nu le spălați nici cu apă fiartă, pentru că dacă le spălați cu apă fierbinte o să vedeți că se distrug mult mai repede, pușcă mânerele, o să vedeți că începe să cadă și părul, se distrug și, mă rog, e ca și cum ne-a spălat noi pe păr. Gândiți-vă mai ales la pensulele din păr natural, nu le prea place să le expui la chestii din astea super bruște, adică apă foarte fierbinte, soluții foarte acide, așa că încercați să le spălați cu apă așa moderată. Și îmi trec pensula pe subjet de apă călduță, după care storc un pic apa din ea, o bag în Formil, o să vă inserez aici un videoclip în timp ce vorbesc ca să vedeți exact cum fac, după care îmi aleg o porțiune de pe chestia asta și încep să frec pensula de genul acesta de silicon și se curăță genial. De exemplu, partea aceasta, unde vedeți că sunt ceva mai mari, de exemplu, partea aceasta o folosesc să spăl pensulele de fond de ten pentru că are perii ăștia ceva mai ridicați și mai mari și atunci nu mai bine pot să învârt acolo pensula și credeți-mă, nu se compară cu frecatul ăla în mână sau pe nu știu ce chestii. Deci, sincer, ăsta, nu știu cât a fost, cred că sub un dolar sau un dolar, nici nu mai știu, dar genial, deci pur și simplu genial, îl vedeți cum arată, motiv pentru care clar se vede că îl folosesc, e absolut genial. Iar după ce le-am trecut prin Formil și le-am clătit, le-am limpezit și așa mai departe, îmi place de multe ori să le mai trec prin săpun Protex, pentru că acela, dacă îl cunoașteți, este un săpun care este dezinfectant și atunci mi se pare mai ok să le trec și prin genul acesta de produs ca să știu că le dezinfectez. Și aici vorbesc în special de pensulele de fond de ten, pensulele de primer de față, pensulele care intră în contact cu ochii, pentru care sunt din păr natural, pe care clar n-am cum să le bag apoi în alcool izopropilic să le dezinfectez. Le trec și prin săpunul acesta Protex, după care le pun pe un prosop. Diferența între pensulele din păr natural și pensulele din păr sintetic, v-am mai spus și la început, pe acelea din păr sintetic le putem stropi și cu alcool izopropilic, evident și ele în timp o să se distrugă,
dar nu se distrug și nu se ciufulesc și nu-și schimbă părul sau nu știu cum să mă exprim, firul de păr nu se asprește, nu se întâmplă absolut nimic cu ea dacă stropim cu alcool izopropilic, în schimb pe cele din păr natural, repet, dacă le stropim cu alcool izopropilic sau cu orice fel de dezinfectant, spir sau alte chestii, o să vedeți că se rup firele, se deteriorează mult mai repede și devin mai aspre, motiv pentru care nu mai putem să facem blending-ul la ochi, că o să ne zgâriem cu ele sau o să ne zgâriem clientele. Apoi, dacă vrem să le dezinfectăm ceva mai tare, mai de mult făceam și eu trucul ăsta, luam alcool izopropilic, pe ăla îl găsiți la EMAG, nu știu dacă se găsește undeva fizic în magazine, dar eu le-am luat de pe EMAG. Și pur și simplu băgam așa într-un pahar, cam așa, un pahar de alcool și treceam pensurile pe acolo, după care le storceam și le lăsam să se usuce. Dar în timp mi-am dat seama că se distrug mult, mult, mult prea tare, pentru că alcoolul ăla vă dați seama că intră până în lipiciul ăla, îl sparge tot. Așadar, ce fac eu acum este să-mi iau un pulverizator din ăla mic, cum ar fi fost spray-urile alea de la Avon, dacă știți de corp, genul ăla de recipiente micuțe, și îmi torn acolo alcool izopropilic, după care șprițez așa deasupra pe pensulă cu niște fâsuri din astea și treaba asta o puteți face chiar și între cliente dacă nu aveți timp să spălați pensulele, pentru că totuși dezinfectează un pic și totuși e mai ok. Dar dacă vorbim despre pensulele care intră în contact direct cu ochii sau pensulele de buze, pensulele de față, pe acelea trebuie să aveți grijă neapărat să le dezinfectați mult mai bine și cele de fond de ten, mai ales când vorbim aici despre pensule pe care le folosim și la cliente, la diverse persoane, pentru că nu vrem să transferăm o grămadă de bacterii și alte chestii de la o clientă la alta. Dar în momentul în care le-am curățat, le-am spălat, le-am pus pe un prosop, le întind așa pe un prosop, le las un pic să stea acolo, după care vin și le șterg foarte, foarte finuț, nu le frec acolo așa tare și nici în momentul în care folosesc treaba asta, nu le frec exagerat de tare, pentru că nu vreau să le distrug părul. Încerc să amestec așa finuț în așa, în față și în spate, nu încerc să fac acolo o grămadă de cercuri, pentru că mi-e frică să nu le stric. Iar apoi, după ce le-am lăsat să stea acolo pe prosop, pur și simplu le iau pe fiecare, le șterg ușor de prosop și le pun în borcanul lor special. Dar mai puteți face varianta să le ștergeți, după care să le lăsați așa întinse pe un prosop sau pe marginea de la pat sau undeva, cum ar fi, să zic, mâna mea, birou, încercați să le puneți așa, deci nu cu părul pe masă, ci să stea cu părul în exterior ca să circule aerul. De menționat, nu le uscați cu uscătorul, lăsați-le să se usuce natural, doar stoarceți așa părul în momentul în care ați terminat de limpezit pensula, după care o învârtiți așa pe un prosop, se usucă și o puteți pune în recipient. Eu le pun exact așa cum le vedeți într-un recipient de genul acesta și le las pur și simplu să se usuce. Iar în ceea ce privește bureții de make-up, pentru că aici avem ceva mai mari bătăi de cap, eu, în primul rând, uram, deci după ce terminam de spălat 1.000.000 de pensule, aveam 1.000.000 de bureți să-i spăl. Și dacă nu îi lăsam la muiat în apă, pur și simplu nu îi scotea nicicum. Și vreau să vă arăt aici 3 bureți care sunt mega, hiper, extra jegoși. Și vreau să vă arăt apoi rezultatul după ce îi spăl, ca să vedeți exact care-i treaba. Vedeți că sunt demurdari, pur și simplu îs uscați deja, nu mai sudați, îs uscați de câteva zile așa folosiți. Și eu ce fac ca să îi spăl, îi bag în mașina de spălat haine. Da, ați auzit bine. M-am săturat să stau acolo o oră la chiuvetă să-i spăl, mă chinuiam acolo să-i tot înmoi în chiuvetă, după aia să-i trec așa ușor, fără să-mi bag unghia în ei, fără să-i rup, fără să deteriorez și sincer, de fiecare dată ajungeam să-mi bag unghia în el, să-l fac așa poros, super poros și să facă găuri sau pur și simplu nu reușeam să-l curăț suficient și aveam impresia că încă e așa grețos, cumva lipicios, așa că nu știu cum i-a venit mie ideea asta, sincer. Cred că am văzut la cineva pe YouTube că testau trucuri de pe TikTok sau cea de genul acum vreo 2 ani, mi se pare, și am văzut o treabă din asta că i-a băgat mașina de spălat și era testul suprem să vezi dacă îl curăță. Ei bine, da, funcționează perfect. Și ceea ce fac eu asta, ca să înțelegeți, nu îi las să zboare pe acolo până mașina de spălat toți, ci folosesc genul ăsta de săculeț pe care îl vedeți aici, este săculeț din acela de lenjerie intimă și acest săculeț îl folosesc doar pentru bureții de make-up, asta ca să nu zboare pe acolo până mașina de spălat, să nu ajungă, nu știu, prin scurgerea aia pe acolo sau să se plimbe, pur și simplu să se lovească din stânga în dreapta, să se distrugă. Așadar, îi bag în genul ăsta de săculeț, închid fermoarul și nu mai am nicio problemă, îi găsesc pe toți aici, nu dispare niciunul. Și ceea ce fac eu este să-i bag la un ciclu de spălare normal, evident doar pe ei, nu bag haine, nu bag alte treburi. Și folosesc un
capac tot din ăsta de formele, adică e 2-in-1, vedeți că îl folosesc și la bureți și la pensule, bag un căpăcel din ăsta nici măcar plin și pornesc mașina de spălat pe un ciclu normal de vreo 50 de minute, nu mai bag niciun limpezitor, absolut nimica, dar ceea ce mai foloseam și vă recomand în momentul în care vreți să fiți siguri că îi dezinfectați ca lumea, mai băgam un căpăcel de igienol și cu ăla știu sigur că mai, cu aveam așa chestia aia în cap, că da, dacă pun ăla e mai ok. Și oricum la temperatura aia, credeți-mă, nu o să-i spălați niciodată de mână și doi la mână nu o să-i degrisați niciodată din interior, așa cum îl face mașina de spălat și nu pătează nici măcar săculețul, nu l-am văzut pătat de fond de ten, nu am pățit să mi se întindă prin mașina de spălat, nici n-am pățit, vă zic sincer, de exemplu, să îi bag în mașina de spălat și să bag apoi o tură de haine după ce am terminat cu ei și să mi se păteze hainele cu fond de ten niciodată. Deci, sincer, chiar e ok. Dar am testat, de exemplu, cu un alt detergent, nu mai știu, ceva basic, care nu era super concentrat și mi-au rămas pătați. Deci nu funcționează chiar cu orice tip de detergent. Cred că ideea e să fie cât mai concentrat și să știți clar că e destinat pentru haine super extra mega murdare, pentru că altfel nu știu dacă o să funcționeze. Dar eu asta fac și o să vă inserez aici pe ecran să vedeți cum îi bag eu în mașina de spălat. Ați văzut cum arătau înainte și o să vedeți cum arată după, impecabil, dezinfectați, super curați și tot ce-ți dorești. Că dacă testați și voi varianta asta și testați și formilul, dați-mi de știri în comentarii, pentru că super curioasă să văd dacă sunteți mulțumite de varianta aceasta. Mie, sincer, mi se pare, dintre toate variantele ce le-am testat până acum și credeți-mă că am testat o grămadă, mi se pare cea mai tare idee ever și se curăță repede, degresează și îi efectiv tot ce-ți dorești. Adică înainte trebuia să trec pensulele prin 2-3 ture de săpunire și nu ieșa nici cum din ele, dar cu ăsta vă garantez eu și cel mai usuros fond de ten iese perfect. Maxim din al doilea strat dacă e super jegoasă pensula, dar de obicei din prima se curăță destul de bine. Așadar, cam asta este videoclipul pentru astăzi. Sper din suflet să vă fi fost utile aceste informații. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă vi s-a părut acest videoclip util și dacă o să încercați sau ați testat și voi diverse soluții sau chestii mai ieftine care să vă curețe pensulele și să fiți mulțumite. Lăsați-mi în comentarii produsul să văd și eu despre ce e vorba. Așadar, vă mulțumesc tare mult de vizionare, vă pup și ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!